Acum prindem grătărelul. Că vrem să o invităm și noi pe Denisa la noi, pe Sabin. Că au venit și ei acasă din Banat. Grătarele se aici am pus în funcțiune. Și am zis să facem un grătărel. Am pus lemnele astea până să pun de alea uscate și după aceea să aduc astea de pentru grătar. Ia să vedem cu turnița ce spală acolo. Cred că carnea spală. Oi, dar cine a tuns așa frumos gazonul? Ia uite ce frumos au făcut. Ia uitați. Ioi, ce frumos e. Ce? Ce frumos au făcut leuțul. Uite, e rău la copil. De ce? Sunt doare capul, nu se simte bine. Aoleu. Deci nu e bine. O tăiat iarba și l-a luat o durere de cap, i-am dat un, o pastilă. S-a pus în pasă doar. Iarăși pe aici cu... Spălă ăștia, le-am spălat. Uite ce făcut masa asta cu soluție. Am băgat furtunii, faci pe aia din inox. Bravo, toate, bagă pe ele. Uite că dacă n-am mai fost acasă, îi prinde praf. Da, praf, uitați cât a praf. Și începem cu mâncarea. Ia uitați și pe banca asta. Ia uitați cât praf e aici. Ma. Acum am uitat pe partea aia cu fierii, cu soluție. Uite cum am spălat aia. Arată doar așa. A, da. Cum arată, de fain. Da, uite. Și nouă. Și acum ce face? Doarme? Leuțule! Salteaua asta ce facem cu ea până la urmă cu tuna? Unde o punem? Cu buzunarul ăsta. Leuțu! Te doare capul, bă? A, se lasă doar, bine. Să se lăsăm să doarmă. Da. O zic că vine Cuscu pe la noi. Sabin. Tata, ce mi trebuie să mă duc să iau niște lemne. Așa au zis. Că vine pe la noi să stăm la o parte, bere, la un gustat. Păi să vină, asta am zis și eu, Doamne ajută. Mă, ce făcea? Curățenie, cu iarba. A? Cu iarba, câtă iarba au în curte. Trebuie să taie iarba. Au două, trei zile de muncă acolo. Au ceva muncă, de muncă. Hai să mai grab câteva bucăți ca să facă jarca lumea. Mai am niște, aia, cum le zicem, am luat azi din Severin decât 5 limbi de vacă. Spline, așa le zic eu. Și doar alea au fost ultimele 5 și le-am luat. Eu m-am dus pe ideea că am vrut să-mi iau 4-5 kg, poate mai bine, de splină. Mie îmi place aia la grătar. Hai, nu te mai lua de mine acum, că dă și el cu mătura. Vezi că poate să dea și el cu palma. Ha? Poate să dea și cu palma el. De ce cu palma? Peste mâncătoare, că mult vorbește. Păi, dacă nu mă lași să-mi fac și eu treabă, vezi? Faci miștouri de mine?
A? A, nu, 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 am zis invers, poate tu îmi dai peste mâncătoare. Poate tu, am zis invers, tu trebuie să poate îmi dai peste mâncătoare. Așa? Așa da? Ia-ți auzit, așa da. Tu ce, mă, cea la padiule, de ce fugi? Ia, uite aici, ia, bobină. Ia-l prinde, prinde, hop. L-a prins, bobina. Ia, te joci cu el, ha? Hai că să luăm și părașul, dacă tot l-am strâns măcar să luăm și... Păi! Încerc să-ți prinzi coada, băi, bolându-le. Ce? Hmm? Păule, ce-am părătat? Ce mă, să de ce nu funcționează? Ar trebui să se prindă și ăsta. Hello! Gata! Ia, ia. Ai scos aia carnea din frigider. Auzi, nu mai vrei niște pulpane la ăsta, cum îi zice, la grătar cu tunițo. Mamă, stai uscat, e bun. Eu aș vrea să mai cumpăr câteva pulpane. Păi tot trebuie să mă duc să le iau pe Sabin cu mașina. Este carne? Peste mâncătoare, că așa cum au zis, nu să știu. Dar te mai joci cu alea, cu sticlele alea, rece ți-o dau eu, peste boticul ăla al tău. Așa, mamă, așa, mă, trește. Așa. Te zici? Ce, n-am fost cu minte până acum? Sau ce? Până acum ai fost vagabond. Am fost vagabond? Bravo cu tine. Am fost vagabond. Ce pregătești mâine luna așa, dacă nu știu? Fasole verde! O cumpărat, ia, nașa, fasole verde. Deci fasole verde cu ciolan afumat, fraților, o cumpărat nașa azi din Severin. Și azi nu am putut să vină la noi, pentru că era ceasul prea târziu. Și eu zic că vin mâine. Ce se întâmplă cu focul nostru? Hai să vedem.
Așa, forță! Mai așa s-o apărind. S-o apărind, scutunit-o. Dar dacă mă iubesc, nu pune-o. Nu mai am și mâine de grătar. Car jumătate, că n-ai cine știe carne. Doar de aia carne ai și spânlele alea. Nu mai pune mamă, nu mai te năcăși mai dat pe păcurea, că slăbesc. Să slăbesc? Mă ap, cred că umbli, ți-o iei. Uite, ai pus bâtul ăsta așa, să pui. Aaa, umbli cu de-astea. Nu știu să o prins. Mamă, acum e relaxare mare, să vedeți. Iarna s-a prins aici în șemineu să stai lângă foc. Acum e mișto, e iarna. Că vara nu poți să stai lângă el, că e prea cald. Și iarna aprindem foc acolo și stăm. Și să simți așa frigul un pic, să stai acolo. Da, dăm asta butoiul să aduc și apă rece. Cătăline, da. Eu când ți-am zis, mi-ai zis că este o păsitoare la noi de iarbă, tu mă faci pe mine mincinoasă că nu e. Unde e? Ori nu vei, nu știu, că avem nasul prea lung. Hai, nu mai râde de nasul meu, că am nasul prea mare. Uite aici, era în picioarele tale. Cum unde era în picioarele? Ia. Unde? Băchete, să rece vota. Unde e? Eu nu văd aici. Uite, uite cum arată vota. Ce e vota? Vota asta. Ce vota îmi pun? Stai, stai, tătă. Vota? Da, de la cine am primit-o să-i dă Dumnezeu sănătate. Vota. Să-i dă Dumnezeu o fetiță să-i punem numele Cutuniță. Vota. Da. Să-i punem numele vota. Cutuniță, mă, nu vota. La fetiță. Da, cum îi zice la asta? Vota. Vota. Și de unde e vota? Hai, nu mai spune. De unde am primit-o, de la unde l-am primit-o. Vota. Votă? Să-mi spuneți voi dacă la asta îi mai zice votă. Bă, lasă-mă. Unde e aia? Ia. Nu vezi că ai năsucul cam scurt. Da, bă. Ai năsucul scurt. Eu am crezut că am dus-o la oficială înapoi. Păi nu se-a zis, bă, nu-i la noi, nu-i la noi. Doamne. Păi trebuie să sun să vină asta, să taie iarba oficială cu ea. Vine cu craci, ai lungi oficial. Cum cu craci ai lungi? Păi să vină fără craci. Fără, să le lasă în naiba acasă. Păi ea vine în șalopete, de aia. De aia, nu? Aia mai lipsește, să vină la mine în șalopete, pe aici. Să te uiți tu. Eu, tu, mă, ce vorbești cu tine acum? Îmi spui mie, tu vorbești și vorbim de față, cum? Doamne. Păi cum, oficial e ca fata noastră. Că glumesc eu. Băi, ce-i mă? Băi, alo, 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 alo. Băi, 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 vezi că te împedici aici, de te rupi în asta, în plasă. Da, uitați câtă mizerie, câtă praf pe asta. Aici cine a vomitat aici? E mult, a pus copilul într-o faletă. Păi dă-i și acolo cu un pic de apă. Cu furtunul. Uite și aici, pe margine, să dai cu tunul. Și aici, uite aici, în partea asta, jos. Votă. Votă, da. Am zis să-i dă Dumnezeu o fetiță și să-i pună numele Cutunița la fată. Vota. Mă, ce vota? Mă, la fată să-i pune numele, da, numele de vota. Ce? Cutunița, mă. A, salută pe Cutunița de Severin. Da, da. Hai că să uite la tine. Spune de fustiță, că fustița e deja programată la Căitoreață. Cutunița de Severin, te pupăm! Te pupăm, îți dorim multă sănătate, ne dor de tine! Să știi că noi azi am fost în Severin, dar tu ai fost la școală, Cutunița. Da, uite, când mai venim în Severin, ieșim la o plimbare. Și iarăși tot așa, să facem vlog cu ea, Cutunițo. Facem. Ca să vadă și lumea cine e Cutunița de Severin. O știe, cred. Am văzut-o la Zula Munașă.
mâine, nu, la pe la mine, eu iau pe păi vine în seara asta, Denisa. Iau pe semâncătoare. Păi vine în seara asta, că am invitat-o la grătar. Am tu aduce o pălată. Păi și ea câtă treabă au făcut la ea, să vezi câtă iarbă. Cât au și ei acolo la ei iarbă de ho, 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 ho. Merge. Hai că mă duc să iau pe Denisa, fraților. Mergem să o luăm pe Denisa și ne întoarcem. Ne întoarcem. Repet, nu știu ce cu Leuțu, trebuie să vorbesc el să văd. Se simte, zice că nu se simte bine. Așa că România! Ia uitați steagul României. Eu mă duc să-l iau pe Sabin cu Dumnezeu.